Sunt foarte, foarte fericit că sunt în viață și cred că și voi sunteți. Spunea David, Doamne, mai pot morții să te laude, să mulțumesc că mi-ai dat zile și în cartea ta sunt scrise toate zilele vieții mele, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Amin? Știți ce mă bucur? Că avem așa un Dumnezeu care a făcut un design al vieții noastre înainte să ne naștem. Te gândești că în alea nouă luni cât ai stat în puntecele mamei tale și chiar înainte de asta, Dumnezeu a stat și a scris planul și dorința și visul lui pentru viața ta. Ce tare e asta! Numai dacă te gândești, cât s-a putut el gândi la mine și la tine, amin? Dragilor, în dimineața care a trecut, am studiat împreună și am învățat despre cele trei aluaturi de care Domnul însuși cu gura lui ne-a spus să ne ferim de ele aluatul fariseilor care e fățărnicia, aluatul saducheilor care este necredința și intelectualismul, da? și aluatul lui Irod care este amestec, cu o viață de compromis, atracția pentru lucruri supranaturale, dar biruit de plăceri. Și vă aduceți aminte dimineața că am avut o mătură aici și Domnul ne-a chemat pe toți să măturăm aluatul cel vechi și e un proces zilnic. Și spuneam că e bine ca în fiecare dimineață, după ce te-ai uitat în oglindă ca să te aranjezi, să legi lângă obiceiul la bun, un alt obicei bun, să te uiți în oglinda de săvârșirii, pentru că asta luminează în casa ta, pe acolo pe unde nu se vede, a luat cel vechi și îl poți mătura afară cu mătura cuvântului lui Dumnezeu. Amin? Așa că aprinde lanterna, aprinde lumina. Spune vecinului, aprinde lumina. Spune mine nu-l lăsa. Aprinde lumina cuvântului lui Dumnezeu în viața ta. În după masa asta, un alt și ultimul mesaj din, din, anul acesta pentru mine aici, dar seria, din seria Compromisuri, un alt mesaj care l-am L-am numit Supremația Lui Hristos. Vedeți că și dimineață și după masă toate cântecele au dus în direcția Supremației Domnului Isus Hristos ca stăpân în viața noastră. Amin? Foarte mulți îl vor ca mântuitor, prea puțin ca stăpân. De ce? Pentru că atunci când îl vrei ca stăpân îți pierzi drepturile. Și noi ținem foarte mult la drepturile noastre, corect? Odată Duhul Sfânt mă disciplina, așa, în timpul meu personal cu el, și ca un copil din ăla nărăvat și orfan, dădeam cu pumnul masă și am dar ai dreptul meu, dai dreptul meu, dai dreptul meu. Și a spus, sani când te întorci la mine și iei crucea, îți pierzi toate drepturile, dar primești privilegii. Pierzi drepturile, dar primești privilegii. Un fiu de rege nu mai are drepturi, dar are privilegii. Acum, vrei să trăiești o viață întreabă, dând cu pumnul masă, ăsta e dreptul meu, ăsta e dreptul meu. Vrei să trăiești în dreptate sau vrei să trăiești în har? Crede-mă, vreau să trăiesc în har. Am trăit prea mult în dreptate și în reguli și regulile nu m-au dus niciunde, doar la frustrare, doar la condamnarea altora, doar la arătarea cu degetul. Dar harul lui Dumnezeu te eliberează și te învață să rup cu păgânitatea. Versetul de început este în Galateni, capitolul 5, spune Scriptura 5 cu rămâneți, cuvântul rămâneți, rămâneți, dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Scopul cărții galateni sau gălăseni, cum îi spunem noi, că vrem să ne mândrim românii, că avem două cărți scrise în Noul Testament, epistola către români și epistola către gălățeni. Da? Scopul cărții și inima lui Pavel este de a adresa ereziile apărut în biserica din Galatia, aduse de iudaizatori și de cei care propudeau unii circumcizia și întoarcerea la lege, alții libertinismul. Și aș vrea astăzi, ca să fac și o clarificare între cele două cuvinte din limba română, una este libertinism și alta este libertate. Moarte foarte mulți pocăiți confundă și zic că aia, biserica aia, aia sunt libertini. Doar că ridică mâini pe sus nu înseamnă că trăiesc în păcat. Libertinism înseamnă sponsorizarea obiceiurilor păcătoase. Pe când libertate este că ai fost eliberat de păcat, ai primit harul să trăiești pentru Dumnezeu. Amin? Deci vă rog frumos să nu faceți confuzie între cele două cuvinte și să nu mă arătați cu degetul, ăla au bătut din palme, e libertin. Nu înseamnă că e libertin, e doar liber. Și aia e convingerea lui și respectă, convingerea. Apostolul Pavel vine și aduce un avertisment foarte clar, pentru că el începe acolo în Galateni, capitolul 3, O, Galateni, nechipzuiți. Vedeți frazdarea uh, frazarea lui, cine va fermecat pe voi? Cine? Și cuvântul fermecat este chiar cuvântul vrăjitorie. Cine va vrăjit? Știți că noi în limba română avem cuvântul ăsta, umblă cu vrăjeli. Știi? Ăsta, bă, după ce ai vorbit cu el 5 minute, să cam dai seama, bă, ăsta umblă cu vrăjere, vrăjitor, știe să învârtă cuvintele. Cine va vrăji pe voi înaintea ochilor cărora a fost ugrăvit Iisus Hristos și l răstignit? Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul vreți să sfârșiți în firea pământească? Atenție, în epistola către Galateni ni se dau roadele Duhului Sfânt. Oamenii ăștia au început prin Duhul. Problema a fost că după ce au acceptat altă învățătură, au venit iudaizatorii la ei, cum am înțeles că sunt și pe aici prin orade, anumite grupuri care cer circumcizia. Bă, hai să ne circumcizăm toți. Dar Biblia vorbește despre circumcizia inimii. Că degeaba o face în trup dacă nu trăiești pentru el. În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr în zadar, cel ce va da Duhul și face minuni printre voi, atenție, oamenii ăștia vedeau minuni, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Hmm. 5 cu 2, iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă tăiați în prejur, Hristos nu vă folosește la nimic. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricorui om care primește tăierea în prejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi, care voi să fiți socotiți, neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Căci în Hristos nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, n-au vrut credința care lucrează, citim împreună, prin dragoste. Haideți să citim încă o dată. Ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. De asta vă spuneam că cele două mesaje de dimineață și cel de acum sunt împletite, pentru că vorbesc de acel aluat străin care vine, acea drojdie străină vine să fermenteze, să strice făptura acea nouă în Hristos și să-i dea alte valențe. Apostolul Pavel avertizează de două pericole. Primul pericol, și aș vrea să știți că sunt doar două, care vizează Biserica lui Hristos. Influența învățăturilor false care duc înapoi la legalism și apoi avertizează de pericolul libertății înțelese greșite în Hristos. Sunt două extreme. Unii care cred că dacă se întorc spre legalism, dar spre reguli, Hristos plus reguli, îl vor sluji pe Dumnezeu mai bine și alții care spun: Nu avem nevoie de ilegalism și reguli, vrem să fim liberi și să duc în direcția păcatului plus Hristos. Și Apostolul Pavel spune că ambele extreme sunt nocive. Și legalismul și libertinismul sunt la fel de letale, sunt mușcătura aia acelui rău care te face să cazi din har. Harul spunea: Tit. Te învață să rupi cu, cu păgânitatea, cu ocultul, cu lucrurile care le-ai făcut până atunci. Harul nu e licență pentru păcat. Harul te eliberează de păcat să trăiești pentru Hristos. Și iară sunt cele două extreme, da? Ăsta, care e foarte legalist, în îmbrăcăminte, în purtare, în comportament zici că e robotizat, și ăla care e foarte libertin, da? Care sare acolo și face exemple. Uh, uh, tumbe și eu știu ce mai face. Dumnezeu ne cheamă să fim echilibrați. Și legalismul și libertinismul sunt nocive și letale. Atenție! Eu sunt în biserică de 30 de ani și am văzut biserici care au început în Duhul și s-au dus înapoi în legalism. Și au spus, trebuie să purtăm asta, trebuie să facem asta, trebuie. Și a început o listă mare de trebuie. Și Hristos nu mai era acolo, centru. Tot ce se predica de la învon, era în ce trebuie să ne îmbrăcăm, ce trebuie să mâncăm, cum trebuie să ne comportăm. Dar unde este Hristos, întreabă Pavel. Și extrema cealaltă biserici care sunt de ilegalism și au zis, nu ne mai trebuie nicio regulă, noi suntem călăuziți doar de Duhul, facem ce vrem. Nici extrema aia nu e bună. Pentru că Duhul întotdeauna te conduce la Hristos și la cuvânt. Amin? Apostolul Pavel reia încă o dată pericolul drojdiei de care vorbeam Mântuitorul și avertizează că putem fi Tăiați! Vă aduceți aminte eu în capitolul 15. Rămâneți în mine! Rămâneți în mine! E singurul capitol din Scriptură unde Domnul Hristos repetă un cuvânt de 14 ori. Rămâneți în mine! Și dacă vă rămâne în voi cuvintele mele, dacă nu rămâneți în mine, veți fi tăiați și aruncați în foc chemarea pe care Apostolul Pavel ne face este să rămânem în Hristos, nici în legalism, nici în libertinism. Amin? Rămânem în Hristos. Învățătura falsă și pericolul întoarcerii la lege, știți ce produce? Nu fii sclavi. Când mergi într-un loc unde tot ce se spune trebuie, 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 regul, 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 regul și nu auzi nimic despre relația cu tata, aia produce sclavi, nu fii. Dumnezeu ne cheamă să fim fii și fiice prin credință, Amen? Vă aduceți aminte de pilda fiilor risipitori? Am vorbit de câteva săptămâni în urmă aici la Betania și spuneam că unul din fii a fost fugit și a fost un sclav, a pierdut dragostea tatălui, altul a rămas acasă, dar era fiul regulilor, nu al relației. A trebuit să vorbească cu tatăl prin alt slujitor, pentru că el nu avea o relație directă. Era un fiu al regulilor. Și ăsta e pericolul pentru fiecare dintre noi. Pavel ne avertizează, fiți atenți oameni buni. Nu vă întoarceți la legalism, pentru că cine se întoarce la lege a căzut din har. Apoi, avertizează, cum spuneam, că atunci când suntem în har, nu ne putem permite orice. Asta în sine e o erezie falsă. Eu când aud oameni care predică, dacă ai harul, Dumnezeu poți face orice, că e har, că acoperă, că dragoste, atenție! Când auziți pe cineva care predică doar despre dragostea lui Dumnezeu și niciodată despre judecata lui Dumnezeu, ăla nu e un om echilibrat. Pentru că Dumnezeu care ne iubește ne cere să ne și temem de El. Dumnezeu care ne iubește ne cere să ne și sfințim. Dumnezeu care ne iubește ne cere să ne punem deoparte, amin? Dumnezeu care ne iubește ne cere să fim ca El. Fiți sfinți, că ce eu sunt, sfânt. Harul nu este dat ca tu să faci ce vrei și la sfârșit să zici, Doamne, iartă-mă, am păcătuit, te-ai iertat. Nu poți, atunci când îl iubești, să calci harul lui Dumnezeu în picioare în fiecare zi. Din potrivă, cine mă iubește, păzește poruncile mele. Ambele extreme sunt periculoase. Da, mântuirea un dar. Însă ne responsabilizează maxim la o trăire sfântă și responsabilă. Harul încă o dată ne învață să o rupem cu păgânitatea, cu ocultul, cu păcatul. Când harul vine în viața ta prima dată, te eliberează de păcat, îți dă putere să rup cu păcatul și să te lești tare de tot în Hristos, amin? Rămâneți în mine, spunea Ioan, rămâneți în mine. Îmi place că în contextul ăsta Pavel aduce claritate mai departe și vorbește despre cele două naturi moștenite, cea veche, Adam și cea nouă, Hristos. Și adevărul e că acolo se spune în Galaten 5 că firea și Duhul este într-o luptă permanentă. Am auzit pe câțiva copii de Dumnezeu, va fi, eu vreau să fiu neutru, nici cu Duhul, nici cu Firea. Crede-mă că e imposibil. Orești cu Duhul, Orești cu Firea, căci Firea Pământească, 5 cu 17, poftește împotriva Duhului, se luptă și Duhul împotriva Firii Pământești. Sunt lucruri potrivnice, sunt două forțe care împing una între alta, așa că nu puteți face tot ce voiți. Fie dai voința ta Duhului, fie dai voința ta firii pământești, fie dai liber la neprihănire, fie dai liber la păcat. Nu poți face ce vrei, n-ai cum. De asta îndemnul este în versetul 16, zic, dar umblați, cârmuiți sau conduși de Duhul și nu veți împlini poftele firii. Încă o dată, atât legalismul cât și toleranța ne fac să cădem din Harul lui Dumnezeu și să nu moștenim împărăția. Ba chiar să o putem pierde. Am întâlnit mulți oameni răi pe pământul ăsta. Am întâlnit și oameni buni. Dar unii din cei mai răi pe care i-am întâlnit, de când îl cunosc eu pe Hristos, sunt oamenii care sunt alegați în legalism și care cred că trebuie să se facă totul ca ei. Îmi spunea cineva, odată zice, eu sunt atât de împământenit în lucrurile pe care le cred mai sani, că și pe Hristos l-aș pune să facă ce fac eu. Dar atenție, Hristos nu să dă după noi, noi după Hristos. Amin? Noi după Hristos. Îmi place ce spunea 1 Petru 2 cu 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din libertatea aceasta o haină răutății. Ca niște robi ai lui Dumnezeu, ca niște slujitori ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, libertatea ți s-a dat nu să te bucuri de păcat. Și să iei harul ăla și să devii un slujitor al Domnului pentru umanitate, pentru cei din jurul tău. Amin? Purtați-vă ca niște oameni slobos, fără să faceți din libertatea voastră sau slobozenia voastră o haină răutății. Da, sunt cele două extreme. Unii sunt legaliști și sunt răi, dar și ei libertiniști acuză că ăștia sunt legaliști și că ei pot face orice și transformă harul lui Dumnezeu în licență pentru păcat. Nu toți, dar sunt unii. De asta, Apostolul Pavel ne avertizează Că combinația asta e, e, e letală. Legalismul e letal, e clar. Nu e de la Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că legalismul nu ne mântuiește. Mântuirea noastră vine prin credință în Domnul Isus Hristos, amin în jertfa lui. Dar nici libertinismul nu ne mântuiește. Și mai mult apostolul spune că combinația dintre astea două te omoară, sigur. Trebuie să avem grijă și să nu cădem în această ispită. Iuda unul cu patru s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă oameni nevladioși. care schimbă, atenție, citim împreună, care schimbă în desfrânare Harului Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Atenție ce face libertinismul. Schimbă Harul în desfrânare, pot să fac ce vreau. Dacă sunt în Hristos, pot să fac ce vreau. Și ce spune acolo? Tăgăduiesc pe ce? Pe singurul nostru stăpân, în primul rând să le apătă de stăpânirea lui Hristos. Dar harul adevărat, și ce face? Harul adevărat te pune sub stăpânirea lui Hristos. Harul fals te scoate de sub stăpânirea lui Hristos. Legalismul te scoate de sub stăpânirea lui Hristos. Dragostea de Dumnezeu te pune sub stăpânirea lui Hristos. Tit 2 de la 11 la 12, căci harul lui Dumnezeu. Ăsta aș vrea să-l citim împreună căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, Harul e bun pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Să știți că asta îmi doresc foarte mult pentru viața mea. Dacă lucrăm la ceva anul ăsta, lucrăm la mădularul ăsta care vorbește multe și v-am mai spus asta anul ăsta, și vrem să trăim cu cumpătare, pentru că noi am înțeles că una din roada Duhului Sfânt este stăpânirea de sine. Și știți ce libertinismul ăsta? Știi, am văzut mulți oameni din ăștia foarte legaliști care arată înspre alții, aia libertin, dar el nu are stăpânire de sine. Mănâncă cât vrea, mănâncă ce-i trece prin cam, mănâncă la orice oră vrea, are tot felul de probleme de sănătate. Dar el e la fel de libertin ca aia. Numai că nu vede bârna atât de tare în ochiul lui și atât de mare încât nu mai vede paiul din ochiul restul. Domnul să ne ajute ca să înțelegem că harul lui Dumnezeu ne ajută să o rupem și să fim cu cumpătare, cu stăpânire de sine, cu frâna trasă. Amin? De aia spune Scriptura când te duci la prietenii tăi acasă, puneți un cuțit la gât. Nu te duce și sparge masa. Îmi spunea, bă, mă, când mă duc, bă, zice, rup masa în două, frate. Adevărul e că mâncarea și mie îmi place, recunosc. Sunt lucruri care ne plac și lucruri care nu le plac. E ușor să ții post de alea care nu-ți nu plac. Și eu țin post de ciocolată. Dar nu-mi place ciocolata. E ușor. Dumnezeu să știi că ca bătălia care este între fire și Duh, Duhul Sfânt îți va cere întotdeauna să aduci pe lucrurile alea pe care le iubești, cum i-a cerut lui Avram, amin? Alea le vreau sacrificate pe altar. Ale alte știu că poți. Vreau să te stăpânești acolo. Căci Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim. Atenție! Harul te învață să trăiești. Cum? În veacul de acum, cu împătare, dreptate și evlavie. Biblia e foarte clară în Roman, capitolul 8, la 5, la 7, că cine își pune inima în căutarea lucrurilor firești, va muri. Îți pui întrebarea de ce foarte mulți copii de Dumnezeu Trăiesc într-o moarte permanentă, chiar dacă vin la Biserică? Pentru că ei nu sunt niște căutători ai Duhului. Sunt căutători ai lucrurilor firii. Și automat, când cauți lucrurile firii, pământești lucrurile pământului. Pf, diavolul te-a mușcat, te-a înveninat și experimentezi moarte spirituală. Chiar dacă tu ești viu, chiar dacă vii la Biserică, chiar dacă tu cânți cântece, experimentezi o moarte spirituală. Dar când încep să cauți lucrurile Duhului, prinzi viață! Pentru că Duhul este cel care dă viață. Amin! Cuvintele mele sunt duh și viață. Nu plictiseală. Viață. Când ești atins de cuvântul lui Dumnezeu, te trezești. Cuvântul e viu și lucrător. Aleluia! Când ai harul lui Dumnezeu, nu te lasă să fii nici neroditor, nici leneș. Harul lui Dumnezeu te activează, harul lui Dumnezeu te, te pune în acțiune. Niciodată n-am citit în Scriptură un verset în care m-a pus la somn. Niciodată. Domnul Hristos dă instrucțiuni clare, Biblia vorbește clar, Biblia e o carte a deciziilor, să știți, nu a teoriilor. Când citesc Biblia, îmi spunea un frate de-al meu, nu vreau să citesc Biblia, că dacă citesc Biblia mă convinge de păcat. Și altcineva spunea, nu vreau să citesc Biblia, că dacă citesc Biblia mă pune la treabă și eu sunt leneș. Să știi că Biblia nu-i pentru oameni leneși. Biblia e pentru oameni care vor să lucreze, amin? Când citești Biblia, întotdeauna Biblia îți dă de lucru. E vie și lucrătoare. Harul te învie, te trezește. Acolo în original spune că cumva îți dă un curent care te trezește la viață, ca pe laser, și te pune la treabă. Cuvântul e viu și lucrător. Când nu ești viu și lucrător, puneți întrebarea, mai ai cuvânt în viața ta? Mai ai harul lui Dumnezeu? Pentru că harul nu te va lăsa să fii nici neroditor, nici leneș. Când dă lenea spirituală în tine, te rog, întoarce-te la cuvânt. Dragii mei, acum știm de cine trebuie să ascultăm, pentru că de cine ascultăm, de ea suntem stăpâniți. Spune Scriptura clar că fiecare este robul lucrului de care este robit. Poți să-mi predici tu mie, predici, pot eu să-ți predic ție predici. În viața de zi cu zi să vede cine te stăpânește. E mânia care te stăpânește. E furia care te stăpânește. E aroganța care te stăpânește. E firea pământească sau să văd roadele Duhului în tine, să vede blândețe, stăpânire de sine, când tragi frâna de mână, când zin... Îmi place ce spune acolo când se prezintă Dumnezeu lui Moise. Zice, eu sunt Domnul Dumnezeu plin de milă și îndurare. Și acolo în original zice că am nările lungi, dar ăștia n-au putut să traducă din ebraică că Dumnezeu are nările lungi. Cu alte cuvinte, când vrea să facă Dumnezeu ceva și îl supărăm, face... când te apucă firea, când te apucă mânia, când îți vin, trage frâna de mână și fă. Învață de la Dumnezeu. Îmi plăcea de Martin Luther. Martin Luther spunea așa, atunci când poftele firii pământești m-au ațățat și m-au atacat, doar alergarea după Dumnezeu și sabia cuvântului m-au ajutat să stau în picioare. Este o luptă care nu putem să o câștigăm singuri. Avem nevoie de sabia cuvântului. Diavolul te va ațăța, diavolul îți va arunca tot timpul de pe taraba lui. În fiecare zi spite, hai mă vină încoace, mai pierde timpul, mai stai pe telefon, lasă că lucri mâine, lasă că faci mâine, lasă că mâine o să sun să-ți lasă că mâine, lasă pe mâine. Era unul în Biblie care se numea Faraon, împăratul Egiptului. Și când a zis să spunem când să mă rog să plece broaștele, ăsta atâta de deștept a fost că a zis mâine. A mai vrut să stea o noapte cu broaștele. Și așa sunt mulți creștini. Broaștele simbolizează duhurile străine în Apocalipsa. Nu mai stau o noapte cu broaștele. Astăzi este vremea pocăinței. Astăzi este vremea în care tu să-i spui Doamne, vreau să fiu sub stăpânirea ta. Biblia ne spune că e o singură soluție. Nu mai multe. Umblați conduși de Duhul Sfânt și nu veți împlini automat, nu veți împlini poftele firii nu umblați călăuziți de Duhul Sfânt, veți împlini poftele firii pământești. Cum se face umblarea prin Duhul? Pentru că trebuie cultivată, trebuie făcută în pași practici. Aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri de cum se face umblarea în Duhul și cum funcționează pentru mine, tot din Scriptură. Ce am învățat eu la Dumnezeu? Umblarea cu Duhul Sfânt trebuie cultivată. Dragilor, Duhul Sfânt nu e o putere. Duhul Sfânt are putere. Duhul Sfânt pe care eu personal o să vin cu un studiu despre Duhul Sfânt anul viitor. Duhul Sfânt nu e un porumbel. Duhul Sfânt a venit în formă de... Duhul Sfânt nu e foc, oameni buni. Nu e vânt, nu e cu tremur. Duhul Sfânt e Dumnezeu, Duhul Sfânt e o persoană. Când n-ascultăm de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, n-ascultăm de Dumnezeu. Când Duhul Sfânt îți spune în minte, iartă și tu nu ierți, tu ești neascultător și răzvrătit împotriva cuvântului. Dar până când să o iert, Iisuse? Până când să-L el s-a iertat toată datoria. Biblia nu spune până când spune de cât iartă. Biblia nu spune cât spune dăi. Fiecare să dea cât a hotărât în inima lui cu bucurie. care e plafonul? care e limita? Când ți se duce bucuria, știi că nu mai ai. De la suma aia te întristezi deja. Primul lucru care ne cere Biblia, ca să fim ascultători de Duhul, este să rămânem în Cuvântul Lui Dumnezeu. Cine rămâne în mine și în cine rămân cuvintele mele. Biblia spune clar, al pe negru, nu trebuie să filozofăm. Noi nu suntem filozofi oameni buni. Noi nu suntem în Grecia antică aici. Diferența dintre ucenicia la greci și ucenicia la evrei era total diferită abordarea. În Grecia antică, ucenicul trebuia să gândească ca și învățătorul lui. În Israelul antic, ucenicul trebuia să facă ce face învățătorul lui. Amin? Noi suntem chemați să facem, să limităm pe Hristos. Amin? Și primul lucru este să rămânem în cuvintele Lui. Nu este lecție mai mare care putem să o luăm cu noi în anul 2023 decât să rămânem în acest cuvânt. Pentru că cine nu rămâne în cuvânt va fi tăiat. Eu nu vreau să fiu tăiat. Sincer. Și crede-mă, biserica în care mergi nu-ți garantează că nu o să fii tăiat. Cultul la care ești tu înscris acolo ca membru nu-ți garantează și membralitatea că nu o să fii tăiat. Singur lucru care îți garantează conform Ioan 15. Cine rămâne în mine? Și în cine rămân cuvintele mele va aduce multă roadă. Tatăl meu va fi glorificat și astfel voi veți fi ucenicii mei. Dar cine nu aduce roadă va fi tăiat și aruncat în foc. Rămânem să în Cuvânt. Când rămâi în Cuvânt, știi ce se întâmplă când citești Biblia. Când citești Biblia, nu numai că te transformă, poate nu înțelegi, dar o aduni. Și într-o circunstanță concretă în viață, când nu știi ce să faci deodată, Duhul Sfânt. Ia din cuvântul care tu l-ai adunat și ți pune în minte. Și ți dă o idee. Și zici, wow, mă călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Îmi vorbește, pentru că Biblia spune în Ioan capitolul 14, 15 și 16, 14 cu 26, 15 cu 26 și 16 cu 14, 13 și 14. Duhul vă va aduce aminte de ce v-am spus eu. Că lăuzirea Duhului Sfânt, dragii mei, nu e așa în eter, nu e așa un abur, nu e așa fantasmagonică, nu e așa... O, oh, aștept să-mi vorbească Duhul. Îți spun cum îți vorbește Duhul. Îți aduce aminte de ce a spus Hristos. Amin? Simplu. Duhul nu e mistic ca la New Age și la religiile hinduse. Duhul e concret, e practic. Ceva ce am învățat despre Duhul Sfânt și vreau să vă, să vă împărtășesc, e unul din cele mai mari secrete care am învățat în 30 de ani despre el. Și credeți-mă, am făcut greșeli, dar știu când mă călăuzește Duhul Sfânt. Și știu când ne fire, și știu când ne suflet, și știu când ne ambiție personală. Dar un lucru care l-am învățat de la Duhul Sfânt este simplu. Dacă nu este practic, nu este de la el. Tot ce a scris Duhul Sfânt în cartea asta, că el a scris-o, este practic. Iubeșteți soția, creșteți copii în frică de Domnul, dă cu inimă largă. Cum vi se par voastre? Vi se par lucruri care trebuie să le filozofăm sau trebuie să le practicăm? dă săracului, nu-l uita pe străin și pe văduvă. Stai să mă rog să văd de voia Domnului să am grijă de străin și Domnul. <fie> Duhul Sfânt vorbește tu, dați ți-am vorbit deja. Nu, Duhul Sfânt vorbește tu, dați ți-am vorbit deja. Cum mi-ai vorbit? s am scris în cuvântul meu. El este autorul cuvântului. Duhul Sfânt a scris cartea asta, Duhul Sfânt e Dumnezeu oameni buni. Să asculti de Duhul, nu-i ceva fantastic și mistic, și ceva așa, ieși din comun. A, merg de 10 ani la biserică și nu știu cum să ascult de Duhul. Când ascult de Duhul, înseamnă simplu să pui în practică cuvântul lui Dumnezeu în viața ta de toate zilele. Amin. Al doilea lucru care te ține în cu Duhul, spune Scriptura, faceți în toată vremea cereri, rugăciuni cu mulțumiri. Pavel a înțeles asta, de-aia ne-a spus cu alte cuvinte, Rugați-vă neîncetat. Vă aduceți aminte de unul din marii reformatori, oamenii trezirii din America și Anglia, Charles Wesley. Poate ați auzit de el. Și John Wesley erau frați. Erau teologi la Oxford și Dumnezeu i-a mântuit, i-a trimis în Americi, în, în, în coloniile americane, să aducă trezire și Dumnezeu lucra cu, cu semne și minăm prin ei. Și la au dat, un, un student la teologie arrogant l-a întrebat câte roci pe zi și el a spus niciodată mai mult de oră. Dar nu-l las o oră să treacă fără să mă rog. Rugați-vă neîncetat. Când se aduce aminte, vă spuneam că am început să practic cu Adina, când trimit mânuțele alea pe WhatsApp, e ușor să le trimiți, mă rog pentru tine și după aceea te duci și îți faci treaba. Când le trimitem, Adina a inițiat, zice, știi ce, ne oprim acum și ne rugăm, pentru că uităm. Și e foarte fain. Ne rugăm atunci când le trimitem, nu mâine, nu poi mâine, nu răspoi mâine, atunci. Rugați-vă, spune Scriptura aici, faceți cereri, rugăciuni cu mulțumiri. În orice vreme, și încă un lucru care te ține în pătășia cu Duhul Sfânt, știu că o să vă șocheze pe mulți, este comunitatea creștină, familia lui Dumnezeu. Sunt acum niște învățături care spun că nu-ți mai trebuie biserică, nu mai trebuie să fii la biserică, că noi suntem doar sub Duhul Sfânt, autoritatea Duhului Sfânt. Dăm voie să spun ceva, că ordinea care a instituită Hristos rămâne ordine, amin? Și Domnul Hristos a spus chiar și pe Marele Pavel, i-a spus, când l-a atins pe drumul Damascului, Doamne, spunem ce să fac. Intră în cetate, că știi, se va spune ce să faci. Du-te la frații tăi, du-te la comunitatea mea acolo, du-te la familia mea din cetatea Damascului, că ți se va spune ce să faci. De acum, Pavele, faci parte dintr-o familie, nu mai ești pe cont propriu. Amin? În Antiohia 13, acolo, în fapte 13, pe biserica din Antiohia, vă aduceți aminte, s-au unit cinci persoane și s-au rugat, erau proroși învățători, printre care și Saul. Și Duhul Sfânt le-a confirmat Ceea ce le vorbise lui Saul și Lu Barnaba în privat le-a confirmat și celorlalți în public. Pentru că așa lucrează Duhul Sfânt. Tot ce vorbește în privat cu privire la chemarea ta confirmă celor din jurul tău. Nu trebuie să te chinui tu să te promovezi. A, păi eu sunt proroc, eu sunt nu știu ce, eu sunt evanghelist. Dacă ești, Duhul Sfânt ne va confirma, stai liniștit. Stai liniștit că Duhul Sfânt știe ce chemare a pus în tine și El e cel mai interesat să fie folosit darul ăla și chemarea aia. Amin? Dragii mei, ascultarea de Duhul, adică de cuvânt cuvânte singura, rețineți singura care asigură domnia lui Hristos în viața credinciosului. Singura cale. Singura cale. Ascultarea de cuvânt. Nu o să te ducă nici în legalism, nici în libertinism. O să te ajute să rămâi în Hristos, în Har. Și Harul ăla adevărat nu te va lăsa să fii nici leneș, nici neroditor în jurul tău, peste tot, pe unde intri, se va vedea roadă. Pentru că ăsta e Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu-i leneș. Harul lui Dumnezeu nu e așa ce față s-a dat. M-am injectat de Harul Domnului. Și ce ai făcut? Dacă te-ai te atins Harul Dumnezeu, ce ai făcut? Era o vorbă printre tineri acum câțiva ani, care pe mine mă scotea din sărite. Dar iubesc pe tineri, dar când îi întrebam ce faci, nu mă stau când auzeam Doamne, cum să-i activăm pe Salut, ce faci? Nu mă stau. Dar nu vrei să și lucri ceva? Hai să facem împreună ceva. Ascultarea de Duhul, repet, adică de cuvânt, este singura care asigură domnia lui Hristos în viața credinciosului. Fără această domnie, repet, am căzut din har cum vor cuvintele, cuvintelor apostolului Pavel. Nu vom rodi și nu vom oșteni împărăția. Apostolul Pavel continuă și citește lista cu roadele firii și zice cei ce fac astfel de lucruri, cei ce n-au domnia lui Hristos, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Îți dai seama în ce pericol te pui când nu asculți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Îți dai seama în ce pericol ne punem când suntem neascultători față de cuvânt? Hmm. 12 au plecat în Canaan să-i scodească țara, 10 s-au întors cu un raport negativ și au început să spună o poveste care și-au închipuit-o ei. Doar doi au rămas pe povestea lui Dumnezeu. Care a fost planul lui Dumnezeu pentru cei 12? Să intre în țara promisă. De ce au intrat doar doi? Din generația lor. Pentru că zece au ales să spună o altă poveste, să se abată de la cuvânt și să nu asculte de cuvintele Domnului. Spune acolo Scriptura clar de Caleb, cât despre Caleb și Iosua, au umblat întru totul în calea mea, adică în cuvântul meu. Ei nu s-au abătut nici la stânga, nici la dreapta. Care este miza? Domnia păcatului, deci, sau celui rău, sau domnia lui Hristos? Pe cine onorez prin deciziile tale? Pe Hristos sau pe tine? Mi-aduc aminte de o poveste care vreau să vă citesc, care vreau, vreau să vă spun că nu am aici, am decât o mențiune. Se spune că într-o zi, o mamă și-a certat copilul, el a strigat la ea, el a strigat la ea și tot așa, au strigat și s-au certat și la un moment dat în fața casei era un fel de cerc din ăla de biciclete, știi, o pistă de biciclete. Și zice maică sa, atenție, te las afară cu o singură condiție, să te învârți în cercul ăla, să nu pleci mai departe. Și la un moment dat copilul furios și-a luat bicicleta, a zis, nu mai vorbesc cu tine, ești o mamă rea. Și-a luat bicicleta și a început să se învârtă. Una, două, trei, patru, cinci, după vreo 50 de ori în polițistă, tot la el și Mă, copilule, ce faci? Dar el fug de acasă. M-am certat cu mama și fug de acasă. Da, știi, dar dacă vrei să fugi de acasă, trebuie să o iei până înainte, nu pe aici. Da, dar mama mi-a zis să rămân în cerc. Asta e ascultarea. Ești nervos, te superi câteodată pe Dumnezeu, că nu funcționează lucrurile cum ai visat și cum vrei tu. Dar rămâi în cerc cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acolo ești protejat. Acolo ești protejat. Unde poți să începi? Probabil că și tu ești opozit ca și mine, epuizat, sătul, să tulsă, tot încerci să te schimbi, ostenit de jugul ăsta nemilos al păcatului și nu ai rezultatele care le cauți. Și anul ăsta probabil ai început cu niște rezoluții care nu le-ai împlinit. Și eu făceam rezoluții din asta. Ani în urmă îmi făceam liste și ajungeam la sfârșitul anului. Ce la sfârșitul? Că eram primar martie cu Adina și deja îmi trăgeam palme. Zic, mama, tot ce mi-am propus nimic n-am făcut. Și știți ce anul ăsta am zis, Doamne Iisus, vreau să-mi fac o listă. Și a zis, nu. Un singur lucru ai de făcut. Caută mai întâi împărăția și toate celelalte ți se vor așeza. Vor veni, ți se vor da pe deasupra. Pune-mă pe mine în centru vieții tale. Pune-mă pe mine în centru vieții tale. Să știi că legea întotdeauna te ține în robie. Legea naște robi. Harul naște fii. Vorbeam dimineață cu cineva aici și îi povesteam cum un profesor de-al nostru la facultate ne-a eliberat mental, efectiv, că eram robi. Eram robi și eram studenți ai regulilor. Când a venit și ne-a pus întrebarea: Pe ce loc este Dumnezeu în viața voastră? Noi toți am strigat: Pe locul întâi! Și am pus numărul unu: Dumnezeu. Câte ore petreceți cu el? 30 de minute. U! Uh, trezirea. Pe locul doi cine? Familia! Cât sunați familia pe săptămână? O dată pe lună. Pe locul 3 ce este? Școala, jobul. Cât stați la școală? 8 ore, jobul 4-5 ore. Și am ajuns la concluzia când le-am pus pe toate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, că 10 lucruri ne-am pus, că Dumnezeu de fapt nu era pe primul loc. Era pe ultimul loc. Și ne simțeam așa de condamnați, ne simțeam așa de apăsați, ne simțeam, Doamne, cum să facem? Și știți ce a făcut omul ăsta înțelept. A zis, dragii mei, ce-a zice ca să nu mai facem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 pe vertical ci să învârtim această schemă pe orizontal? Și să faceți școala ca pentru Domnul. Jobul ca pentru Domnul. Familia ca pentru Domnul. Creșterea copiilor ca pentru Domnul. Habiurile ca pentru Domnul. Citirea scripturii ca pentru Domnul. Și totul să faceți ca pentru Domnul ne-a eliberat. Pentru că ne-am dat seama că în realitatea în care trăim nimeni nu are timpul să stea 8 ore să se roage să citească Scripturile corect. Dar când le închin Domnului toate aspectele vieții tale, Dumnezeu le primește ca o jertfă. Îmi plăcea ce spunea de recprins și aș vrea să citesc un mare, mare, mare om al lui Dumnezeu și personal, cred că a fost unul din cei mai buni învățători ai secolului trecut, el spune așa, că noi ca biserică avem niște pericole și am înlocuit revelația cu teologie. Crede-mă pe mine, informația nu m-a transformat niciodată. Tata stătea și vorbea cu mine ore întregi, mă țineam poste de drept și după ce vorbea cu mine după 3-4 ore, și ce făceam? Tot ce aveam aici, în capul meu. Ai înțeles, mă? Da. Și abia așteptam să termine, să... să mă duc unde mă mâna firea pământească. Dar revelația, când citești Scriptura și Dumnezeu, Duhul Sfânt îți deschide ochii. Deodată, wow, Duhul Sfânt îți mulțumesc. Am înlocuit revelația cu teologie. Am înlocuit formarea de caracter al lucenicului cu educație în școli. Educația e bună, dar nu-ți formează caracterul. Îți formează doar mintea. Am înlocuit discernământul spiritual, darul Duhului, cu psihologie. L-am înlocuit. Eu vreau să vă întreb, are nevoie Dumnezeu de psihiatri, psihologici? Sau credeți că Biblia asta stă singură de atâtea mii de ani? Are nevoie de ajutor Dumnezeu să-L susținem? Am înlocuit direcția supranaturală a unei slujbe cu programe bine stabilite. Am înlocuit comunicarea și puterea Duhului Sfânt care vorbește prin predicator și prin noi cu elocvență. Ne alegem bine cuvintele, să nu supărăm pe nimeni, în loc să lăsăm Duhul Sfânt să confrunte biserica. Amin? Suntem prea supărăcioși, dragilor prea supărăcioși. Și am uitat că confruntarea este din Biblie. Și Dumnezeu nu numai iubește, nu are doar dragoste, dar și disciplinează pe cine iubește. Dacă nu te-ar disciplina, nu te-ar iubi. Și dacă nu m-ar disciplina, nu m-ar iubi. Am înlocuit dragostea cu reguli. Domnul Hristos ne-a chemat să-L iubim pe El și pe aproapele, nu ne-a dat reguli. Și atunci când pleci la drum cu iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, crede-mă, găsești oportunități să o arăți în fiecare zi. Amin? Nu-ți mai trebuie reguli. Pentru că atunci când Dumnezeu te cheamă agape în dreptul lui și agape în dreptul aproapelui tău, rup din timpul tău și când aproapele tău are nevoie, ai sărit și te-ai dus. Amin? Pentru că iubești. Auzi, dar ce reguli sunt astea la voi la biserică? Nu avem reguli, doar iubim. Paharul când este gol, e gol. Nu e gol nu? Paharul când e gol, e gol sau e plin? Nu, știi cu ce este? E plin cu aer. Și cam așa e omul cu firea pământească. El vine să roagă, face botezul și deodată credem că e gol, dar el e încă plin de firea pământească. Dacă când vine puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt în el, e apa aia care curge și vine să stăpânească viața noastră. Amin? Eu vreau să te rog frumos astăzi și să te provoc să predai controlul. S-a vorbit colegul nostru, eu îi zic evreu, așa îmi pare mie că arată ca un evreu. Deci am luat Tibi, uite, iar evreu, fratele nostru. Și așa care față, are față, seamănă. A vorbit despre a preda controlul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, ești un om care ești în control, îți place să deții controlul? Știi cum am dat seama că îmi place să dețin controlul? Mi-aduc aminte că odată eram atât de obosit încât a trebuit să las pal cineva să conducă. Și m-am pus în dreapta și știți ce făceam, nu? Mă relaxam. Nu. Vezi, ai grijă la stânga. Iau pe acolo. Iau pe stradă. Păi, frână, 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 mergi prea repede. Mă am dat seama după jumătate de luni, mă, dar ce în control sunt. Eu încă conduceam. Și îmi zice ăsta așa deodată, să uită la mine și zice, hei, Sani, era un american. Zice, cine are volanul în mână, eu sau tu? Tu, atunci te rog frumos să taci din gură. Așa de tare m-a durut confruntarea asta. Credeți-mă că orele câte au mai fost, 6-7 ore, n-am zis nimic. M-am simțit cel mai mic, m-am simțit că intru în pământ. Dar știți ce a fost necesară? Să mă trezesc. Pentru că eu chiar dacă nu mai eram la volan, încercam să-l coordonez pe ăsta cum să conducă, care și el conducea tot de vreo 20 de ani de când conduceam și eu. Ești încă în controlul vieții tale? Îi spui Duhului Sfânt pe unde să te ducă și ce să facă? Mi-aduc aminte de un student la teologie să baza așa foarte mult pe logica și intelectul lui și să spune că și-a luat o hartă și a vrut să meargă el pe niște munți, să escaladeze munții și la un moment dat s-a pierdut. Și în sfârșit și-a dus aminte că are un Dumnezeu. Și ce Duhul Sfânt, sunt pierdut, e seară, e frig, plouă, aud animalele, te rog frumos că lăuzește-mă. Și Duhul Sfânt a zis, a, ah, în sfârșit m-a întrebat, ia-o pe acolo, ia-o pe acolo, iau pe acolo. Când dă să vadă lumina din pădure, zice, mulțumesc frumos de aici, mă descurc. Merge tânărul ce merge și din nou greșește harta. Ajunge într-o văgăună și aude o voce subțire. Pot să te ajut? Dar mândria nu-l lăsa. Vocea insistă, pot să te ajut? Duhul Sfânt îl întreba. Duhul Sfânt m-am pierdut din nou. Am fost arogant. Am crezut că mă descurc. Iau pe acolo, iau pe acolo, iau pe acolo. Ești tu gata să dedici anul 2023 călăuzirii și cârmuirii Duhului Sfânt în viața ta? Am auzit o altă poveste foarte faină cu un om care mergea pe munte, tot așa, escalada muntele și la un moment dat. Ea alunecă piciorul pe zăpadă, se duce să prinde de-o creangă și începe să urle din toți plămânii. E cineva acolo! Ajutor! Ajutor! E cineva acolo! Și răspunde Domnul, pentru că stăra era copilul Domnului. Zice, da, eu sunt aici. Ajutor! Dă-ți drumul, ai încredere în mine. Stă ăsta să gândește. E altcineva acolo! E altcineva acolo! Cam atât a fost credința lui. Mai vă spun o singură poveste, în timp ce îl rog pe și să vină și după el o să vină și echipa de închinare după ce termin povestea asta, vreau să vă spun povestea lui Augustin. Pe mine Augustin m-a influențat foarte mult, Sfântul Augustin. El a fost un filozof care a căutat înțelepciunea și ajungând în Domnul din Milano, în călătorile lui, a auzit o predică a Bișopului Ambrozie despre Hristos. Și ce s-a întâmplat în piața aia mare acolo, a început să bată vântul, a început să vină seara, rând pe rând oamenii au plecat acasă și Augustin a rămas singur pe treptele Domnului din Milano. Apoi a auzit o voce, o voce subțire, ca de copil, care cânta Citește-o pentru tine, citește-o pentru tine el tot să frământa în mintea lui că nu înțelegea ce a spus Ambrozie, nu înțelegea. Și Doamne, aș vrea să cred că ești adevărat, dar nu, nu, nu înțeleg ce a predicat omul ăsta. A fost atât de logvent, a fost atât de filozofic. Parcă a vorbit despre astre, dar nu pricep. Și vocea a continuat. Citește-o pentru tine. Să uită stânga, să uită dreapta, a crezut că e un copil. Și în minutele care au urmat, vocea a continuat. Citește-o pentru tine, citește-o pentru tine. Și deodată i-a venit în minte versetul roman, capitolul 13 cu 14. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească ca să-i treziți oftele. Ăla a fost momentul convertirii lui Augustin care a devenit cum spune istoria, un mare sfânt, un teolog, un filozof, dar un mare, un mare teolog El a fost cel care a definit conceptul păcatului original al trinității și al harului nemeritat De la Augustin au început să dezvolte mari reformatori aceste doctrine Și știți de ce? Pentru că a fost o zi în viața lui când a lăsat toată filozofia jos Când a lăsat toată mintea lui, toată logica lui Și a luat scriptura și a citit-o pentru el citește-o pentru tine. Asta e provocarea care ți-o dă Dumnezeu astăzi. Pentru că dacă nu citești pentru tine, Duhul Sfânt nu are cu ce să te călăuzească, Duhul Sfânt nu lucrează într-un vacum al vieții. Duhul Sfânt lucrează prin cuvânt. Dimineața eram aici și vă dau un scurt exemplu cum a călăuzit Duhul Sfânt. Eram rupt între două mesaje, le aveam pregătite și parcă, parcă Doamne, în ce direcție să mă duc? Și deodată îmi pun ochii pe Scriptură și citesc aici în Galateni. Îmi cad ochii exact pe versetul ăsta. Puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. Și eu am vorbit despre cele trei aluaturi. Vezi cum Duhul Sfânt prin cuvânt mi-a confirmat mesajul? Eu puteam să mă duc bazat pe logica mea, dar sincer, chiar dacă pregătești ca om care predică, vrei să fii sensibil la șoapta Duhului Sfânt, să fii gata să schimbi mesajul dacă El îți spune amin? Pentru că nu-i despre ce trebuie tu să predici, ci despre ce El vrea să spună. Și în dimineața asta, Duhul mi-a confirmat. Zic, wow! Citesc în Galateni și îmi dă Dumnezeu despre luată. Incredibil. Tată, îți mulțumesc pentru confirmare. Mă urc aici și știu ce am de spus. Și din înțelegerea mea și din ce am auzit cuvântul a fost un cuvânt care m-a atins pe mine și mi-a readus aminte să mătura la cel vechi, ca să fiu plămă de la ea nouă în Hristos. Dar cred că a vorbit și multora dintre voi. Și în seara asta, Apostolul Pavel ne cheamă să trăim și să ne îmbrăcăm cu Hristos. Nici în legalism, nici în libertinism. Pentru că vă spun sincer, am întâlnit atât de mulți oameni confuși. Mă, sani, nu mai știu, or cu reguli, or cu harul, or cu aia, ce, ce în frate, că nu mai înțeleg nimic. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu veți... Ce scrie acolo? Îl mai pui dată versetul? Nu treziți poftele firii ca să îi împliniți. Nu treziți. Odată ce te îmbraci în Domnul Hristos, rămâi în harul lui Dumnezeu. Harul nu te lasă nici leneș, nici neroditor. Tot timpul ai ceva de dat. Ați observat că există oameni în biserică care sunt oameni tip albinuță? Care tot timpul lucrează pentru împărăție, pentru stup? Și sunt oameni în biserică care sunt tip viespuluță. Doar vin la ciugulit, an de an stau pe bancă și nu fac nimic. Și trec ani și trec ani și vezi pe acela scaun. Eu aș, v aș încuraja să vă mai schimbați din când în când scaunele. Că nu sunt locuri de morminte. Fraților, mai, eu credeți-mă, eu am luat bătaie de la două surori odată. M-am dus să le împacă să certau pe un scaun la biserică și am zis surorilor, vă rog din suflet, nu e loc de veci ăsta, vă poc, îmi dat cu poșeta odată, pleacă frate Sani, lasă în că al meu, nu mă mut aici, stau de 15 ani aici. Dar zic, dar femeia asta e nouă, nu știe, te rog eu frumos, hai că, poc! Domnul să vă binecuvânteze, eu plec. Mai schimbați scaunele, mai mișcați-vă, mai, ai să vezi că o să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dar vreau să rămânem la acest gând și la acest verset care Apostolul Pavel prin Duhul a scris. Și aș vrea să îl citim din nou. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele, nu știu dacă ați văzut. Dar dacă îi dai puțin, firii, după aia vrea mai... Mi-aduc aminte când, când mâncam și o puțină ciocolată cu soția mea, Dina, și îmi spunea, mâncăm o bucățică astăzi, una mică. Dar ziceam, parcă aș mai mânca una. Și de la una ajungeam, am întâlnit un frate și zice, frate, Sani, ai rugăciune de eliberare? Și că eu am nevoie, zic, mă, dar nu arăs. Ba da, și mănânc o tabletă singur de ciocolată pe zi. Oare fi păcat sau nu fi păcat? Zic, bă, cu glicemia înseamnă că nu stai bine. Zice, nu, mie dacă când dai ciocolată și cola, nu-mi trebuie nici mâncare. Vezi tu cum e firea. Odată ce ai trezit monstrulețul din tine, e cam greu să-l stăpânești, Amen. De asta spune Scriptura, trăiți, cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne harul să fim cârmuiți de tine zilnic. mă uit să văd dacă n-am pierdut ceva. Mai am o întrebare totuși. Al cui jug îl porți? Porți jugul firii pământești sau jugul lui Hristos? Și cred că ăsta e un cuvânt profetic pentru cineva aici. Nu știu dacă ați observat că dacă porți un jug nepotrivit, nu contează cât dormi fizic, tot obosit. ați observat? Pentru că nu e trupul tău obosit, este sufletul tău. El nu se odihnește niciodată. De asta zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da, nu blestem, nu bătaie, nu fulgere, nu condamnare, ci o tihnă. Și vezi unul din ăsta care leargă non-stop fizic și băi zici că e odihnit, e fresh. Eu primesc complimentul ăsta de multe ori, zice, ce fresh este astăzi. Hallelujah! Câți ani ai? Aproape 46. Nu arăți decât de 40. Glorie! Dar pe tine nu te dor nimic cu astele, cioantele. Ba da, câteodată genunchiul și spatele. Dar mi-aduc aminte că în am spate și genunchi. Haleluia! Zice, bă, tu doar vrei să te bagi în zeamă, să fii, să pare așa, să dai bine în imagine. Nu! Am învățat să-i mulțumesc Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru că aia mă ține într-o stare după voia Lui. Crede-mă, când diavolul găsește un creștin mulțumitor, nu are ce să-i facă. Orice ar face, el se descurajează, să uite și bă, ăsta n-ai ce să-i faci. Dai cu pietre, dai cu injurii, i-ai dat trăceală, i-ai dat boală, a trecut prin criză financiară, ăsta e setat, e, e defect. El știe de să-i mulțumească Domnului. Și un om cu inima mulțumitoare are un ospăț necurmat. Dragilor, haideți să ne îmbrăcăm în Hristos. Haideți să ne luăm cea mai frumoasă haină pe noi așa cum Augustin a făcut-o și a influențat toată istoria teologiei. Eu aș vrea să fac asta și eu să o să fac. Și mă îmbrac și fac o alegere conștientă, nu doar azi, dar mâine dimineață când îți alegi hainele, te rog, nu uita să te îmbraci și în Hristos. Să pleci la drum cu El, să zici, Duhul Sfânt, eu sunt un om organizat, logic. Încă îmi place să umblu după program, dar te rog frumos, dacă tu ai programul tău, Doamne, lucrează. Eu, eu, eu sunt căsătorit cu o femeie foarte logică și organizată și mi-aduc aminte că a venit odată un proroc la Adina. Un om al lui Dumnezeu, îl cunoșteam, nu primim așa de la oricine, de a zis, l-am văzut pe Domnul Adina cum s-a tras sertarele și a făcut așa în toate lucrurile tale. Și zice, așa trebuie să stea. Să-i spui la un om logic lucrul ăsta este sfidarea logicii. Dar vezi tu, Dumnezeu are programul lui, Duhul Sfânt ale chemările lui el are timpul lui și știți ce? Eu cred că noi ca biserică intrăm într-un sezon al călăuzirii Duhului Sfânt. Și dragilor, eu cred că anul 2023 o să vedem lucruri mari de tot. Pentru că Biblia mea și Biblia ta promite că cei ce umblă smerit cu Dumnezeul lor vor face mari spre fi. Nu mici, mari! Ce eu mă înscriu? Te înscrii și tu? Aleluia! Cine să mai înscrie? Lăudați să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm! și să facem fiecare o rugăciune de, de, cercetare, de recunoaștere. Nu știu cum ai fost, ai fost atras spre legalism și ai început să arăți spre mai tineri și ai zis, uite libertinii, uite-i pe ăștia cum să duc la păcat. Sau ai fost atras spre libertinism și ai făcut și tu la fel, ai arătat spre el și ai zis, uite-i pe ăștia legaliștii. Știi ce? Domnul iubește și pe unii și pe alții. Treaba noastră este să ne îmbrăcăm în Hristos și să trăim în har, amin? În har să trăiești în har Înseamnă în ascultare de Duhul Sfânt Adică de cuvântul lui Dumnezeu E singura cale care asigură domnia lui Hristos în viața noastră Singura Nu putem dincolo de cuvânt Ca și copilul ăla I-a zis mama asta să nu plece de acolo Și îl fugea de acasă De ce nu fugi? Că mi-a zis mama să mă întorc doar aici Să mă plin cu bicicleta La cât de furios era copilul ăla A știu să asculte Nu știu la ce te va chema Duhul Sfânt să sacrifici anul viitor. Dar crede-mă că trebuie dat aluatul cel vechi pe drum spre casă într-o conversație directă cu soția mea, ca așa știm să vorbim. Am realizat și am descoperit încă un aluat care trebuie să-l dau afară. Din casa vieții noastre. Pe cerceta cuvântul oameni buni. Sabia lovește în primul rând în mine. Și am lucruri care trebuie să le scot Pentru că Domnul Hristos nu le mai vrea în viața mea Ai și tu lucruri care trebuie să le mături Și să le scoți afară Ești stăpânit de duh, de blândețe sau de mânie? Ești stăpânit de descurajare sau de speranță? Ești stăpânit de zgârcenie sau de facere de bine? Ești stăpânit de pofte sau te stăpânește Duhul Sfânt? Haideți să ne cercetăm câteva momente, fiecare în dreptul Lui. Spune-i Domnului bătăliile tale. Spune-i Domnului că, Doamne iartă-mă că am alergat când înspre legalism, când înspre libertinism, când într-una, când în alta. Am înțeles astăzi că trebuie să stau în har, în Hristos. Și asta înseamnă să ascult de Duhul Sfânt a Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vino în seara asta și stăpânește peste noi. Iartă-ne că de multe ori ți-am dat lecții. Duhul Sfânt, iartă-ne cât de multe ori ți-am dat sugestii, iartă-ne că am făcut ca și tânărul la din pădure după ce ne-ai scos la loc larg, am zis că ne descurcăm și singuri, am fost aroganți și mândri, dar nu putem fără tine, Duhul Sfânt. Nu putem fără tine, Duhul Sfânt. Avem nevoie de tine.